Cântărețul Alejandro Sanz a fost onorat cu o stea pe Hollywood Walk of Fame. Artistul spaniol în vârstă de 52 de ani a primit faimoasa distinție în cadrul unei ceremonii pe Alea Celebrităților din Los Angeles. În cei 30 de ani de carieră, interpretul a colaborat cu numeroși artiști internaționali precum Shakira, Alicia Keys sau Camila Cabello. Câștigător a 4 premii Grammy, Alejandro Sanz a primit steaua cu numărul 2703 pe Alea Celebrității din Hollywood. La ceremonie, alături de artist, au fost prezenți partenera sa, modelul cubanez Rachel Valdez, muzicianul peruvian Gian Macro, precum și actrița mexicană nominalizată la Oscar, Yalitza Aparicio. Alejandro Sanz a vândut peste 21 de milioane de discuri în întreaga lume, iar în anul 2017 a primit premiul pentru persoana anului la Latino Grammy Special Awards. Vizibil emoționat, Alejandro a recunoscut că nu se aștepta să primească o astfel de distinție. I dreamt of so many things. I dreamt one day I would be on a stage. I dreamt of making music with people I loved. But never in my wildest dreams did I imagine this moment. And that's what's so beautiful about this work. Because life is about small moments. And the most beautiful thing about this moment is that I never could have imagined. În încheierea discursului, artistul le-a mulțumit tuturor persoanelor care au fost alături pe parcursul carierei. I want to dedicate this to my fans. Yes. Yes, I said right, fans with the M. Because you are not fans. You are my family. We have been together for many years. Thank you for always being there. I'm eternally grateful because we've done this together. Zilele următoare, actorul Daniel Craig, interpretul faimosului personaj James Bond, va fi onorat și el cu o stea pe Alea Celebrității.